Bună ziua, dragi părinți! Sunt Svetlana Lungu, psiholog și trainer de vedere intuitivă și astăzi aș vrea să vă vorbesc despre intuiție. Cum spunea Steve Jobs, ai curajul să asculți inima și intuiția. Ei știu deja ce vrei tu să devii cu adevărat. Centrul nostru de vedere intuitivă funcționează deja de 5 ani și noi ne bucurăm foarte mult pentru posibilitatea de a oferi această experiență la cât mai multă lume. Cursanții noștri sunt precum din România, așa și din străinătate. Și ceea ce ne bucură și mai mult este faptul că noi putem oferi această valoare copiilor. Câteodată părinții ne întreabă, bine, și cu ce acest curs se poate ajuta pe copilul meu? Este o întrebare foarte bună. Și ca să vă răspund la ea, ar trebui să vorbesc despre rolul intuiției în viața noastră. Acest subiect încă rămâne plin de întrebări, mistere și necunoscute. Ce deja știm că nu ne naștem cu intuiția este darul nostru divin și ar fi minunat să știm cum să-l folosim, nu? Imaginați-vă că viața este ca un bufet suedez. Ce să aleg? După ce criterii să mă ghidez? Ce alegere să fac? Suntem copleșiți de aceste opțiuni și informații. Și aceste emoții sunt mai profunde când vorbim despre un copil sau despre un adolescent. Cum găsești informația utilă, cum știi că nu este falsă, care este alegerea cea mai potrivită și multe alte întrebări care tot apar în fiecare clipă. Aici, în ajutor, ne vine intuiția. Acea voce interioară sau al șaselea simt, cum spunem noi despre ea. Intuiția ne aparține tuturor. Însă fiecare din noi știm sau nu să o accesăm. Iată că la cursurile noastre de vedere intuitivă putem să descoperim cum comunică cu noi vocea intuiției, în ce fel, cum putem să primim răspunsurile corecte, rapide și clare, ca să avem o viață mai fericită, mai frumoasă, mai armonioasă. Intuiția noastră este legată de subconștient, de minte și de experiențele deja trăite. Noi oamenii suntem niște ființe multidimensionale, trăim în spațiu 3D, însă comunicăm în continuare cu această lume multilaterală și foarte des asta se întâmplă în conștient. Aici în ajutor ne vine sistemul minte-corp, acel transformator informațional din multidimensional în 3D. Corpul fizic împreună cu partea lui magică, creierul, descifrează aceste informații. Sunt niște mecanisme care ne oferă acumularea și prelucrarea ei. Înțelegând cum funcționează aceste mecanisme, învățând să ne folosim de ele, dezvoltând și crescând capacitatea lor, vom putea să creștem și percepția noastră asupra lumii interioare și exterioare și în așa fel vom reuși să auzim vocea intuiției din ce în ce mai bine. Exercițiile practicate în timpul cursului sunt elaborate de specialiștii cu multă experiență în acest domeniu, din Rusia, din alte țări. Totul se întâmplă în format de joacă, distractiv și simplu, și ca rezultat al practicii acestor exerciții, pe o perioadă mai lungă, putem observa cum crește IQ-ul, încrederea în sine, se elimină blocaje emoționale mentale, cum se îmbunătățește starea psihoemoțională, se dezvoltă căi noi neuronale și ca rezultat crește percepția intuitivă. Și acum trecem la partea cea mai interesantă, la practică. Veți vedea 5 exerciții, la prima vedere simple, însă foarte eficiente, cu complexitatea diferită. După fiecare vizionare îi voi explica cât mai clar cum se face exercițiul și la ce anume să fiți atenți în practicarea lor.